Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint când a fost cel mai bine din punct de vedere istoric să cumperi Bitcoin sau Ethereum. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult algoritmul YouTube. Începem prima dată cu Bitcoin și după o să ne uităm și peste Ethereum. Pe site-ul TradingView, pentru a putea vizualiza întreaga istoria Bitcoin, poți să cauți BLX. Acest indice stochează prețul Bitcoin din 2011 sau 2013 încoace. Pentru ce o să vă arăt acum, este important să aveți un time frame setat cât mai mare, de la o săptămână în sus, pentru ca semnalele de buy să fie cât mai eficiente. Să vă introduc puțin înainte să ne uităm peste grafic. Pentru acest video o să folosesc 4 Exponential Moving Average. Practic, calculează media exponențială pe câte zile setezi tu. Eu am setat pentru 20 de zile, pentru 50 de zile, 100 și 200 de zile. Despre cum puteți să le identificați, o să vă arăt acum. În primul rând, trebuie să setăm indicatorul. Eu am setat cu roșu, galben, albastru și verde. Și aici am pus timpul pe care să calculeze Exponential Moving Average. Apoi, aici puteți vedea. EMA de 20 este cu roșu, EMA de 50 este cu galben, EMA de 100 este cu albastru și EMA de 200 este cu verde. Practic, media mobilă exponențială atunci când o vezi cu verde poate să-ți semnifice un semnal de buy și atunci când o vezi cu roșu, cea de 20 poate să-ți semnifice un semnal de sell. Dar să vedem mai exact la ceea ce mă refer. Pentru a ne uita, o să mergem prima dată mult de tot în spate. Facem graficul un pic mai mare și să vedem ce putem observa. Bun, deci putem observa, în primul rând, că prețul respectă destul de bine acest Exponential Moving Average. Și trebuie să menționez că atunci când prețul se află peste ele, activul pe care ne uităm, el este într-un trend ascendent sau într-un bull market. În momentul în care pierde aceste Exponential Moving Average, atunci activul pe care ne uităm, în cazul nostru Bitcoin, intră într-un trend descendent sau într-un bear market. Uitându-mă pe acest grafic din 2015 încoace, de când a apărut această medie mobilă de 200, am constatat că perioada cea mai bună de a cumpăra Bitcoin este fie când prețul atinge această medie mobilă sau atunci când coboară sub ea. Să vedem exact la ceea ce mă refer. Vedem, aici era o zonă bună de a cumpăra Bitcoin, aici la fel, în 2015. Să mergem un pic mai departe și să vedem ce s-a întâmplat. Vedem încă o dată cât de bine prețul respectă aceste medii mobile. Aici a avut-o ca suport, aici încă o dată ca suport și prețul este într-un trend crescător, la fel ca suport, până când prețul n-a mai reușit să țină această medie mobilă ca un suport. Și ce face în momentul acela? Se îndreaptă către următoarea medie. Aceasta este cea de 20, după ce pierde această medie mobilă, tinde să se ducă către următoarea, cea de 50. După pierde această medie mobilă de 50 și se duce către următoarea, cea de 100. Din nou, ține aici ca suport cât de cât, o pierde și ce face? Se duce din nou la cea de 200, când este cel mai bun semnal de buy. În 2018, aici era chiar bottom-ul pe Bitcoin. Apoi, ce se întâmplă? Prețul din nou câștigă aceste medii mobile și intră într-un bull market, să spun așa, într-un mini bull market. Din nou, prețul pierde cea de 20, se duce la cea de 50, se duce la cea de 100 și tot jonglează cumva între ele. Apoi, din nou, o pierde puțin pe cea de 200 și din nou aici era încă un semnal bun de buy. După care ce a făcut prețul, s-a dus până spre 20.000 de dolari sau chiar de fapt 60.000, mă scuzați. Prețul atunci când este peste cea roșie, se află într-un bull market. Când o pierde, încep să se schimbe puțin lucrurile. Mergem un pic mai departe și vedem din nou încă o zonă bună unde ne-a indicat că am putea să cumpărăm Bitcoin. A fost pe aici, în jurul valorii de la 25.000 de dolari până la 18.000 de dolari, tot ce este sub linia verde.
Adică în această perioadă ne-a indicat că este o zonă bună de a cumpăra Bitcoin. Încă nu putem să știm în totalitate dacă este o zonă bună sau nu, dar în viitor cu siguranță vom vedea acest lucru, dacă această zonă de aici a fost o zonă bună sau nu. În momentul de față Bitcoin este la 26.600 și media mobilă exponențială se află la 25.600. Practic ne indică că dacă Bitcoin ar scădea sub 25.000 de dolari, ar fi o primă zonă bună de acumulare, în cazul în care nu ai cumpărat Bitcoin până acum sau dacă îți dorești să acumulezi mai mult. Să țineți vă rog cont ca semnalele acestea de buy, să le spun așa, să fie cât de cât accurate, ar trebui să vă aflați pe un time frame mai mare. Dacă te uiți pe daily, poți să primești niște semnale care nu sunt tocmai bune de buy. Să vă arăt exact la ce mă refer. În primul rând, putem observa chiar aici. În corecția, atunci când Bitcoin începe să scadă de la 60.000 de dolari. Două secunde că mi s-a stricat graficul. Vedem că aici Bitcoin se afla peste media mobilă exponențială de 200 de zile. A ajuns până la 68.000 de dolari. Și ulterior ce s-a întâmplat? Pe la 50.000 de dolari a pierdut-o și aici unii puteau să considere că este un semnal bun de buy, din moment ce a pierdut media mobilă de 200 de zile. Dar ar trebui să ținem cont, atunci când vedem așa ceva, în mod normal ar trebui să fie invers. Media de 200 de zile să fie în partea de jos și media de 20 de zile să fie în partea de sus. Vedem că aici era exact pe dos și nu era un semnal valid. Ați putut observa că pe weekly n-am observat acest lucru. Vedem unde se afla media de 200 de zile pe weekly. Nu ne indica în această zonă că este un semnal bun de buy. Tocmai de asta când, dacă vrea cineva să aplice această strategie, ar trebui să țină cont ca timeframe-ul să fie un pic mai mare, să nu fie un timeframe de o zi sau chiar mai mic. Pentru că indicatorii pe care vi-i prezint aici au lag, nu îți arată, să spun, semnalul în timp real. Tocmai de asta, cu cât timeframe-ul este mai mare, semnalele sunt mai bune din punctul meu de vedere. Hai să ne uităm un pic și pe Ethereum. Pentru asta o să căutăm Ethereum All Time History Index. Apăsăm pe el și vedem ce se întâmplă. Mergem direct în trecut. Nu mai trebuie să vă prezint acești indicatori pentru că deja îi cunoașteți. Și vedem că a apărut media de 200 de zile. Prețul se află peste. Practic ne semnifică că Ethereum a fost într-un bull market și putem observa prima dată când Ethereum a spart această medie mobilă. A fost în 6 iunie 2022, în zona de 1600 de dolari și chiar sub, ne indica niște zone bune de buy pentru Ethereum. Prețul s-a tranzacționat sub într-o perioadă, să spun, din 6 iunie până în 25 iulie. A fost o perioadă de peste o lună în care să cumperi Ethereum era o decizie bună, pentru că după imediat Ethereum s-a dus până la 2100 de dolari. Și ce putem să observăm? Putem să observăm că prețul Ethereum de astăzi este la 1681 de dolari și Exponential Moving Average de 200 este la 1618. El a scăzut sub această medie mobilă de 200 de zile și a însemnat din nou o oportunitate bună de a acumula Ethereum. Repet, nu am de unde să știu ce se va întâmpla în viitor, dar până acum aceste lucruri au funcționat destul de bine. Mereu când prețul s-a dus sub această medie mobilă de 200 de zile, medie mobilă exponențială, a fost un moment bun pentru a acumula Ethereum sau Bitcoin. Probabil mă întrebați dacă se pot aplica aceste lucruri și pentru alte altcoin-uri. Din punctul meu de vedere, nu prea se pot aplica. Ați văzut că și Ethereum nu are o istorie prea mare. Bitcoin are totuși o istorie prea mare și s-a văzut că de fiecare dată prețul, după ce a scăzut sub această valoare, prețul și-a revenit. Exemplu, dacă ne uităm pe GLD, el nu are o istorie prea mare și nu putem să comparăm. Pe weekly nici măcar nu are
media mobilă exponențială de 200 de zile vizibilă, deci nu poți să compari acest lucru. Tocmai de asta, pentru a încerca să aplici această strategie, ar fi nevoie ca activul să aibă o istorie, să vezi cum s-a comportat în istorie, în momentul când prețul a scăzut sub și după ce s-a întâmplat. De asta vă spun, pentru altcoin-uri ar trebui o strategie separată de buy și vă rog să țineți cont că ceea ce vă spun aici nu este un sfat financiar, eu doar vă arăt ceea ce am analizat pe grafic, sper să vă ajute și să luați doar ce este bun din acest video, ceea ce considerați voi că este bun și să adaptați în strategia voastră. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Vă invit și să vă alăturați ca membru în cazul în care doriți să susțineți canalul și să aveți acces la niște beneficii extra. Și până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.